Un nou cutremur s-a produs în Japonia. Seismul cu magnitudine 6,1 a zguduit nord-estul Japoniei în această dimineață, fără a fi însă emis vreun avertisment de tsunami, a indicat Agenția de Meteorologie din această țară. Deocamdată nu au fost raportate victime sau pagube materiale. Luni, un cutremur cu magnitudine 7,4 grade a zguduit aceeași regiune, generând un tsunami cu o înălțime de până la 1,4 metri. Avertizarea de tsunami a făcut pe mii de rezidenți să-și părăsească locuințele. Zeci de mii de oameni evacuați în Israel în urma unor incendii de vegetație. Locuitorii din 11 cartiere ale orașului au primit ordin de evacuare, după ce mai multe clădiri au fost distruse de flăcări. În regiunea orașului Haifa au fost închise mai multe drumuri și școli, iar autoritățile spun că incendiile au fost cel mai probabil declanșate intenționat. Patru persoane au fost arestate în legătură cu un incendiu izbucnit în